Spectaculoasa finală a campionatului național de raliuri Betanu ne-a readus în centrul țării, prima zi din raliul Brașovului, aducând pentru echipajul înscris în concurs câte două treceri pe probele speciale Săcele și Azuga, secțiunea încheiindu-se cu super speciala din zona Moda Rom, clasată la poalele Tâmpei. La final de primă zi, Simone Tempestini și Sergiu Sebastianitu sunt lideri și au prima șansă în obținerea titlului de campion național, echipajul Napo Karelia Academy fiind urmat la peste un minut de către adversarii principali în bătălia pentru titlu. Este vorba de echipajul format din Sebastian Barbu și Bogdan Iancu, echipaj revenit în zona de vârf ce din păcate a avut parte de ceva probleme pe trecerea de pe proba specială Azuga. Pe poziția 3-a îi avem pe brașovenii Andrei Cârtofan și Doru Vraja, reveniți în zona de vârf cu același model Skoda Fabia Rally 2, în timp ce Raul Badiu și Rareș Petean încheie în vârful grupei N și pe poziția 4-a în clasamentul general cu modelul Evo 9. Dragoș Dinu și Traian Arsenescu, echipaj ce a făcut trecerea de la Mitsubishi la Skoda, încheie în vârful clasei 11 și pe poziția 8-a la general. În timp ce Marius Încreanu și Alina Bianca Pop, după o primă zi foarte bună, conduc ostilitățile în categoria modelelor cu tracțiune fată și în cadrul 208R2 Cup, Cristi Sugar și Vlad Colceri urmându-i la doar 5 secunde într-un duel intens și palpitant, ce va continua și în ziua secundă de concurs. Paul Popa și Tudor Mârza încheie în vârful Swift Cup, odată cu revenirea la bordul modelului japonez Suzuki, în timp ce în duelul de Clio Rally 5 Trophy, liderii Costi Tudose și Teodor Gabriel Găină au parte de o scurtă incursiune în decor, însă rămân blocați și sunt filiți la abandon în prima zi de concurs. Adversarii acestora în bătălia pentru titlu, brașovenii Mihai Dumitrescu și Bogdan Nițescu, au parte la rândul lor de o violentă ieșire în decon în statul primei probe și sunt filiți la abandon. Din fericire, cei doi nefiind deloc vătămați, Sevilla revenindu-le în bătălia monomarcă brașovenilor Ișvan Șoș și Iacoș Sabo, echipa și-a revenit la start odată cu etapa de casă. Adrian Baciu și Ciprian Solomon au parte de întâietate în bătălia modelilor SSV, odată cu reîntoarcerea la portul modelului Can-Am, timp ce Samuel Mircea și Călin Maier se află pe prima poziție în duelul clasei 12 cu același model Audi A3 TDI. Adversarii acestora, Emanuel și Denis Aresiga, rup roata pe shakedown-ul raliului și din păcate nu reușesc să ia startul în prima zi de concurs. În ierarhia debutanților la al treilea raliu din carieră, colegul nostru Radu Lambrino, la primul raliu de Macadam alături de Andrei Ițculesei, reușind să aibă parte de întâietate. După o serie de 4 probeture, Sebastian Scârleci și Eduard Zanfirache au parte de prima poziție în bătălia Cupei Dacia și prima opțiune înspre titlul național, Uror Pentec și Andrei Pădure la primul raliu în divizia principală, având din păcate parte de o ieșire destul de violentă în decor. Alexandru Cazacu și Aurelian Maluțan, la a doua participare din sezon, obțin și cea de-a doua victorie în cadrul campionatului național de Rally 2, cei doi tineri fiind urmați de către noul campion al clasei A1, Attila Jex Iacab, secundat la această etapă de către al 11 mai. Eduard Pintoiu și George Marco încheie pe poziția 3 odată cu revenirea la bordul Suzuki-ului Swift Sport, din ce în ierarhia clasei A2, Mihai Popa și Florian Nițural au parte de victorie la raliul Brașovului. În ciuda problemelor tehnice din întreaga zi, Cătălin Inăcel și Adrian Diaconescu încheie aventura brașoviană și obțin titlul de campion național la Rally 2. La final de primă zi, în ierarhia generală, Simone Tempestini și Sergiu Itu fiind lideri în cadrul raliului Brașovului, cei doi fiind urmați în clasamente de către Sebastian Barbu și Bogdan Iancu, respectiv de către Andrei Gârtofan și Doru Vraja. Ziua secundă va aduce alte 5 probe speciale pentru echipajele înscrise în concurs, raliul Brașovului urmând să decidă pe această cale și campionii absoluți ai sezonului 2022. Noi am fost Luana Mihăilescu și Ștef Raita și de pe așteptăm să vedem cine vor fi aceștia. Pe curând!